Bună ziua și la mulți ani, dragi români! Bună ziua, preacucerniși părinți, dragi elevi și copii care sunteți astăzi alături de noi, dragi colegi din Consiliul Local, colegi din aparatul de specialitate a primarului, domnule subprefect al județului Bacău, Narcis Gitaru, vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi și că împreună sărbătorim Ziua Națională a României pe data de 1 decembrie. O să încep ceremonialul religios prin intonarea imnului de stat. Imnul de stat, vă rog.
Mulțumim. O să continuăm acum, mă dau mai lângă stație, să nu mai avem probleme tehnice. După următorul program, o să urmeze ceremonialul religios, după care o să avem cuvântul domnului subprefect Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, după care depuneri de coroane și un frumos moment artistic al elevilor și copiilor de la Liceul Tehnologic Dărmănești. Ne aflăm aici, în fața monumentului dedicat eroilor din primul război mondial. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat și în acest an să putem să fim aici, alături de eroii noștri, să îi comemorăm și să îi cinstim așa cum se cuvine, pentru că ei s-au jertfit pentru noi, s-au jertfit pentru această țară, ca România să devină o țară mare, frumoasă și puternică. Aici, în fața noastră, în fața monumentului, există o groapă comună. Există o groapă comună a eroilor care au căzut pe aceste meleaguri. Acești eroi, noi încercăm în fiecare an să le aducem câte un omagiu, dar nu cred că este suficient pentru ceea ce au făcut ei pentru România. Pentru ca unirea de la 1918 să aibă loc. Aici, mai în față, la câțiva pași, avem un muzeu în aer liber, dedicat eroilor neamului românesc. O lecție de istorie în aer liber, unde avem istoria României și dezvoltarea României de la 1918 până în 2018. Acest muzeu în aer liber s-a făcut odată cu împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. În fața acestor panouri unde avem descrisă istoria României, avem puse în evidență niște relicve. Niște relicve foarte, foarte importante. Sunt acele mărturii sau acele obiecte cu care s-au ținut piept pe frontul Moldovei, la porțile de fier ale Moldovei. Doresc să vă invit de fiecare dată, când aveți ocazia și când puteți, să mergeți și să citiți acele panouri, acele înscrisuri pe acele panouri. Sunt foarte importante să vedeți cum s-a dezvoltat țara noastră, ce conducători a avut, cum a mers înspre bine sau, uneori, poate, în linie dreaptă. Toate acestea care au fost făcute, mă refer la Muzeul în aer liber și toate celelalte, renovarea monumentului dedicat eroilor din primul război mondial, țin flacăra eroilor noștri aprinsă. La Dărmănești, această flacără este în continuare aprinsă și va fi și pentru restul timpului, cu ajutorul vostru, dragi copii, că nu trebuie să ne uităm înaintașii noștri care s-au jertfit pentru această țară. Aici, având în vedere că discutăm despre lumină, despre eroi, despre patriotism, despre ducerea mai departe a memoriei eroilor noștri, vreau să vă aduc și salutul domnului primar Constantin Toma, salutul de la mulți ani, care, fără încetare, ține aprinsă această amintire, această flacără a eroilor neamului românesc.
Vă mulțumesc pentru prezență. La mulți ani, România! La mulți ani, dragi dărmănișteni! La mulți ani, dragi români, de pretutindeni, de unde sunteți, de acasă sau din străinătate. Doamne ajută, la mulți ani și toate cele bune! Vom continua cu ceremonialul religios. Dragi părinți, vă rugăm! Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru merșugarea roadelor pământului, pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei tirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca jertfenicul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum nevrencilor să-i rog și cu îndurare, să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru toate binefacerile pe care le-am primit de la dânsul, și ca o tămâie bună cu bun miros, bine primită să fie lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor robilor săi și buna cererea credincioșilor săi, totdeauna să împlinească și să se îndrepteze spre bine
și ca un mirosit pururea să ne dorească binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului său popor drept credincioși Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică, țara noastră, România și pe noi toți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate, într-o lungime de zile în pace, și cu ocrotirea îngerilor săi să ne păzească pe noi credincioșii robii săi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Binecuvântata, slăvita asupra noastră din Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu sfine și să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre. Viața noastră lui Hristos Dumnezeu o să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Ținut sfat farisei ca să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, zicând, Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne deci nouă, ce ți se pare, se cuvine să dăm taștie cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns, ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul taștiei. Iar ei i-au adus un dinar. Iisus le-a zis, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspunsau ei ale cezarului. Atunci a zis lor, dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat s-au dus la casele lor. Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire ție. Nostru să zice, Doamne, miluiește! Doamne,
Slavă Tău, Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeu, după mare mila Ta, rugăm unii, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Arhiepiscopul nostru Ioachim pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mine credincios, popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru oastea cei din Cutare de Hristos, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care, cu belșugarele revărsat asupra noastră a robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu Ți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește și îndreptează spre bine dorințele noastre ale tuturor. Cu stăruință ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca o tămâie cu bun miros, bine primită să fie întru tot bunule, Stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei Tale și ca un îndurat trimite totdeauna robilor Tăi milele Tale cele bogate, ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Izbăvește Biserica Ta cea sfântă și țara aceasta de toată răutatea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, dăruind întregului tău popor lungime de zile fără de păcat, sănătate și propășire în toate virtuțile creștinești. Ne rugăm Ție, tot îndurate, împărate, auză-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne. Milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și al toată milostivirea, a cărui mire este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunse. La Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăbim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă Ta milostivire,
ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire, i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune, și-a dobândit ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată rea o întâmplare, dăruindu-ne sănătate, pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Iar pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii mari uniri, pe toți eroii, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagără și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să cântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului, Bunului și de viață, Bucătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Preacucernice, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru căciune preacurate, Maicii Tale, ale Sfinților Măriți Întolodaților Apostoli, ale Preacuvioși Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri și ale tuturor Sfinților eroi martiri, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrășmașilor biruință și păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Care sunt de față la această sfântă prăznuire, dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate, pace, sănătate, întru toate bune sporire și păzește pe dânșii întru mulți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani să trăim!
ție viața numai lumină, ca în lumină să dăinui pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Mulți ani. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Amin! Domnule viceprimar, domnule subprefect, preacucernici părinți, doamna director, dragi copii și părinți, la mulți ani! Este o zi sublimă pentru noi toți românii. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai sublimă pagină de istorie a neamului românesc, remarca părintele nostru al istoriei, Nicolae Iorga. Acest deziderat la care noi toți astăzi ne-am adunat a fost posibil nu datorită unui om, nu datorită unui guvern, nu datorită unui partid, ci datorită tuturor românilor care își iubesc țara, își iubesc patria și mai presus de toate, biserica aceasta creștină. Acum 104 ani, la 1 decembrie 1918, erau prezenți peste 1228 de delegați care reprezentau toate satele, toate orașele de pe teritoriul nostru al României și pe lângă acești delegați peste 100.000 de oameni. Au fost personalități care s-au implicat pentru acest deziderat, însăși România, în 5-27 august 1916, a intrat în război cu contextul de a lipi și Transilvania la regatul acesta român. Premierul de atunci, Ionel Brădeanu, conferința din 1916, după ce s-a asigurat mai întâi Franța, Marea Britanie și Rusia, va... la finele războiului va delibera ca aceste ținuturi să fie înglobate în România Mare, a pornit în război. După 2 ani de zile de crâncene și aprige, unde mulți eroi, ostași, martiri au căzut pe aceste câmpuri de luptă, visul cel de veacuri al românilor s-a împlinit. Este o zi mare și noi, ca și reprezentanți ai bisericii noastre, am fost reprezentați atât în război, preoții de mir care au însoțit armata, preoții care au îmbărbătat pe soldați, preoții care au căzut la datorie și au făcut datoria pentru neam și pentru țară. Însăși, mitropolitul primat de la acea vreme, Miron Costin, se afla lângă episcopul greco-catolic Iuliu Hosu și de toată adunarea, ținând cuvântare pentru toți românii adunați. Trebuie amintit niște persoane care s-au jertfit pentru această unire și pe care în manualele noastre de istorie, mai ales în perioada trecută, au fost uitate. Este vorba despre avocatul Aurel Vlad, care a asigurat toată garda națională de echipament, de bunuri și de haine și de toate lucrările acestea ca să păzească toată adunarea. De medicul Alexandru Vaivda Voivod, care și-a garantat avuția sa pentru tot acest demers. Armata română se afla la sud de Mureș atunci. Actul acesta al unirii a fost posibilă datorită tuturor românilor care au strigat în tot cugetul „Trăiască România, trăiască România Mare!”. Suntem astăzi să ne amintim de acest eveniment, să fim mândri pentru această onoare a celor care s-au luptat și s-au jertfit pentru noi, pentru cei care au fost uitați, să reamintim memoria lor și să spunem într-un glas cu toții: la mulți ani România, la mulți ani dragi români,
fie pe veci glorie eroilor români și neamului nostru românesc, pentru că așa ne șa de nouă bine, românii au trecut Carpații și au luptat pentru aceste teritorii, ca noi astăzi să fim și mai uniți decât demonstrăm câteodată, să ne iubim unii pe alții și să trăim într-un cruget așa cum cântau la Alba Iulia, mergând, fluturând steaguri și bucurându-se pentru acest eveniment. Încă o dată, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Mulțumim, Părinte, pentru frumoasele cuvinte și pentru frumoasa filă de istorie pe care ați prezentat-o. Mulțumim, Preacucernici Părinți, pentru celebrarea frumoasă pe care astăzi ați desfășurat-o aici și pentru că astăzi îl avem în mijlocul nostru pe domnul subprefect al județului Bacău, domnul Narcis Gitaru. Îi dăm cuvântul dumnealui să ne spună un mesaj de 1 decembrie, Ziua României. Domnule subprefect. Mulțumesc foarte mult, stimate domnule viceprimar, preacucenici părinți, stimate, dragi, mai bine zis, echipă de consilieri locali, care sunteți o familie și chiar frumoasă, dragi comănești, dragi, eu sunt cu comănești, că sunt dragi comănești, era să mă încurc acum, dragi dărmănești, dragi copii, bine v-am găsit. Și aș începe cu urarea frumoasă de la mulți ani. Mi-am scris aici un discurs pe care n-am să-l citesc astăzi, pentru că deja vremea cam bate la picioarele noastre. Și după un discurs atât de frumos al Părintelui, după o expunere istorică atât de completă, aș vrea doar să punctez un singur lucru. Când vorbim de Ziua Românilor, vorbim de unitate. Vorbim de prietenie, nu mai vorbim de dușmănie. În fiecare zi petrecem timp cu prietenii, cu familia, la serviciu, la școală și mai avem momente în care ne mai certăm cu prietenii, cu vecinii, în familie, la școală sau la serviciu. Cred că astăzi este momentul în care trebuie să ne aducem aminte că acum 104 ani, alții mai mari decât noi, state puternice s-au certat. Și la un moment dat, după multe războaie, s-au și împăcat. Și iată că după 104 ani, la noi în România trăim în pace. Cu ale noastre greutăți. E adevărat, sunt cam multe. Dar când ne uităm la vecinii din apropiere, nu mai vedem acest lucru. Nu mai vedem unitate între popoare. Vedem unitate în propriul popor, dacă vorbim de cei din Ucraina. Și vedeți ce înseamnă când ei țin la poporul lor? Luptă. Și noi ar trebui să luăm acest exemplu pe timp de pace în țara noastră și să nu mai luptăm unii cu alții. Să luăm exemplul Sfinților Părinți prin predicile pe care le fac la Sfintele Liturghii, să ascultăm mai puțin de cei care ne înrăiesc sufletul la televizor, să lăsăm puțin această mass media, nu vorbim de cea prezentă aici, care ne și promovează, mulțumim foarte mult cu această ocazie, și să încercăm să fim mai buni, măcar începând de astăzi, dacă nu de mâine. Este ziua tuturor, știți, fiecare petrecem două zile de naștere. Aceea în care ne amintim că ne-am născut și cea de Ziua Românilor, pe 1 decembrie. Vă urez un sincer la mulți ani tuturor și un sentiment de pace vi-l doresc pentru că vin sărbătorile de iarnă. Și începând de astăzi, dacă reușim pentru până la bobotează să fim mai buni, înseamnă că știm să trăim și românește, dar și creștinește. La mulți ani! Mulțumim, domnule subprefect, pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat. Mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi. Urmează momentul de depuneri, ceremonialul de depuneri de coroane. Oh,
coroană de flori, Primăria orașului Dărmănești și Consiliul Local al orașului Dărmănești. Delegația este condusă de viceprimarul orașului Dărmănești. Delegația este condusă de viceprimarul orașului Dărmănești. Organizația Partidului Social Democrat, delegația este condusă de doamna Verdeș Mirela. Se pregătește Liceul Tehnologic Dărmănești. Liceul Tehnologic Dărmănești, delegația este condusă de doamna directora Sande Maria. Pregătește pentru depunere școala gimnazială Plopu. Depune coroane de flori școala gimnazială Plopu. Delegația este condusă de doamnele profesoare. Se pregătește pentru depuneri coloană de flori Poliția orașului Dărmănești. Le mulțumim pentru prezență. Domnul comandant, vă rog. Depune coloană de flori Poliția orașului Dărmănești. Delegația este condusă de domnul comandant al Poliției orașului Dărmănești. Ceremonialul de depunere de coroane s-a încheiat. Vă mulțumim. Urmează frumosul moment artistic la care vă rugăm să participați. Asistați, mai. Cred că ați remarcat pe absolventa noastră, care este acum elevă la liceu militar și care este alături de noi. De altfel, avem aici și foști profesori și educația de la Dărmănești, eu zic că e făcută din inimă și pentru patria noastră. Sus inima de George Coșbuc, avem o mândră
țară, prin timp de jale amară, strămoșii se luptară s-o scape de stăpâni. Azi singur noi, românii, suntem în ea stăpânii, sus inima români. O lege avem străbună, prin veacuri de furtună, ea n-a putut să pună, strivită de păgâni. A fost ce sfântărie și în veci o să ne fie, sus inima români. În țară românească, de-a pururi să trăiască, credința strămoșească și traiul din bătrâni spre Domnul.